Iată, azi eu am rămas cu fetele acasă și suntem după antrenament și ele, uitați-vă și gospodine, ele fac omletă acum. Noi ne-am antrenat bine și acum o să mâncăm bine și avem un timp frumos aici cu băieții acasă, în timp ce mama este la pașaport românesc, se depună. Și iată, aici puteți să vedeți cum fetele noastre fac omletă. Uitați-vă ce fete gospodine are badea. Ia uitează cum Teodor se învață să vorbi aici. El are aici două lele care îl învață să vorbi. Uitează cum. Și acum facem cartofi prăjiți, da? Fetele, cum merge treaba? Bine. Bine, da? Ia uitează, și cartofi prăjiți. Wow! Și de seară privim un film, Timotei. Ce film ne uităm? Spionii. Spionii? Dar ceva mai interesant cu lupte, ceva, tata, vrei să ne uităm? Ha? Ce zici, fetele? Nu știu. Da? Da! Citeu, vrei și tu să spui ceva în vlog? Da. Hai, spune ceva în vlog. Tu ai pistol? Da. Și vrei să-l arăți în vlog la prietenii tăi? Bun, dar Teodor azi a spus primele cuvinte, a spus Liuba, Nadia, ia spune Teodor. Hai spune, Liuba, Teodor, spui? Eu, hai vorbește, vorbește? Hai spune. Spune Liu. Hai Teo, dansăm. Teo. În acela video, dacă țineți minte de ziua lui Timotei, noi am căutat o trotinetă să-i cumpărăm și n-am găsit atunci criza asta cu pandemie. Dar iată, venind acum de la campionat, am găsit una în drum la benzinerie, era așa o promoție. Și iată, aici este trotineta lui Timotei, așa zici că e Ferrari. Și hai să vedem, mamă, și acum el a să o desfacă și cum a să se bucure. Eu, dar cine
cu el e mai greu de mers. Tata strânge toate detaliile. Ce mai merg încet. Mergi bine? Trotineta, Timotei. Tot ai nevoie de trotineta? Da. Noi să cumpărăm și ție una mare, frumoasă. Vrei? Vrei să cumpărăm și ție una, Teodor? Nu. Păi nu de asta, asta e pentru copii mari. Vezi că are numai două roți. Și este greu să mergi cu ea, dar... Tu tot vrei? Ce o vezi, asta are numai două roți, foarte greu să mergi cu ea, dar noi îți cumpărăm o trotinetă cu trei roți. Frumos, frumos, pentru Teodor. Tu vrei cu asta să cătăi? Da. Hai, tata, să te ajute. Tata, l-a ajuns pe Teo. Teo vrea să încerce. Tima, ții minte, azi ne-a învățat să ne împărțim. Hai, tata, ajută. Timotei, ții minte, frâna e la roată, da? Nu cu piciorul. Hai, scoteți-i spre mare, Timotei, du-și ia două perechi chiloți pentru mărimea lui, micuț de ceea. Te rog, repede. Hai, fuguță. Bucurie.